În fiecare an, competițiile regionale și republicane la limba română și cultivarea limbii, organizate sub auspiciile Ministerului Învățământului și sprijinite de Consiliul Național Român, se desfășoară în una din școlile cu predare în limba română. Anul acesta, competițiile la limba română vor avea loc la Nicolinți, deci școala de la Nicolinți va fi gazdă. Pe data de 9 aprilie vor avea loc competițiile regionale, iar pe data de 27 mai vor avea loc competițiile republicane. Școala noastră, deci elevii de la noi din școală, în fiecare an au obținut succese deosebite la aceste competiții, plasându-se până la întrecerile republicane. Și anul acesta copiii au început cu pregătirile din timp. Profesoara de limba română lucrează intensiv cu elevii, pregătindu-i pentru întreceri și noi sperăm că și anul acesta să obținem succese remarcabile la competițiile la limba română. Testele de evaluare vor fi cu această ocazie pregătite de profesorii de la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Filosofie din cadrul Universității Novi Sad. Celor mai buni elevi le vor fi înmânate diplome și cadouri în cărți.